Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților, împreună cu Bogdan. Salut! Astăzi o să alegem fiecare, cred că o să dați un telefon, alegi tu anunțul de după. Oricum, asta e așa, ca să dar așa jucăm noi un pic. Dar așa să ne plictisim noi. Da, exact. Nu o să ne plictisim, că o să mai distrez o să ne distrăm maxim, pentru că avem două telefoane aici, că o să facem farțe pe OLX astăzi. O să lăsăm oamenii să vorbească între ei. O să sunăm la două anunțuri diferite și o să-i lăsăm să vorbească între ei să vedem ce iese, dacă iese vreo ceva. Eu presim că o să râdem împreună azi. Bă, o să ne distrăm super tare pe videoclipul ăsta. Am făcut așa un test înainte să dăm drumul la cameră și credeți-mă că eram pe burtă pe aici cu Bogdan, nu mai puteam de râs. Da, e super amuzant. Înainte să dăm drumul la acest videoclip, nu uitați de link-urile din descriere. Am Instagram-ul și Facebook-ul acolo, să-mi dați un follow, pentru că de fiecare dată când postez un vlog nou o să vă anunț acolo cu o zi înainte. Ești pregătit să dăm drumul? Da, frumos. Da? Vrei să alegi tu? Nu, dai tu prima dată, așa că s-ar putea să fie greu dacă îmi dai mie telefonul sau așa. O să încercăm și așa. Hai să vedem. Trebuie să dai la amândouă dată apelare în același timp, știi? Ia bine, nu știu dacă sună chiar în același timp, dar dacă nu intervenim noi, dacă nu răspunde la un telefon, știi? Da, o să ținem noi conversația. Da, până răspunde și în partea cealaltă. Sună gen animale, cei care vând animale, tot cu cei care vând animale. De așa. Aceleași categorii, gen, puțin, nu? Așa, da. Am găsit aceeași categorie. Oier. Și am dat drumul la primele apeluri, băieți, vedem ce iese. Dacă nu intervin eu. Ia stai să țin mai parte. Alo? Alo? Da. M-auziți? Alo, da? Ziceți. Alo? Vă aud mai greu, ziceți. Păi m-a sunat dumneavoastră, ce să vă zic? Păi n-aveam cum să vă spun. Înseamnă că m-a sunat înainte, că eu n-aveam cum să vă spun. Hai, nu contează. Dumneavoastră m-a sunat, domnule. Acum, nu v-am sunat. Mai înainte deloc. Cum să vă sun acum? Ce aveți? Hai că nu contează, da? Au închis, mamă! Păi tu dai seama, bă, tu dai seama cât nervi ți-a. Cum mă, dacă tu m-ai sunat, cum mă ardică? Telefonul scos din buzunar, da. Cât sună răspuns, cum tu mai sunam și invers. Cum mă, dacă mi-a apărut și am răspuns, bă, cum dacă ce? Tu? Băi, nu, asta e, o să fie super amuzant clipul ăsta de astăzi. Iertare și ceva care... Da, ne cerem scuze, este clip. Doar de amuzament, nu facem chestia asta. N-arătăm numerii, nu nimic, nu o să vă suni nimeni sau așa. Ia că eu sunt concentrat aici cu apelurile, că e greu să trebuie să le sincronizez cum ar veni. Bun, te duci cu capul în cameră. Ca să aud bine. Ia. Alo? Da. M-auziți? Da, vă aud. Alo? Da, spune. Aveți un anunț pe OLX? Da. Alo? Spuneți, da. Mă sunarea dumneavoastră. Păi, da, m-a sunat. Spuneți, vă ascult. Nu, dumneavoastră a sunat, nu eu. Când? Păi, acum, sunarea dumneavoastră. Băi, poate din greșeală, nu știu. Dacă e din greșeală, e din greșeală. Da, scuzați atunci. Vă dau revedere. Asta a crezut că a sunat. Asta chiar a crezut că... Băi, criminal. Băi, nu-i posibil așa ceva. Cum să zici că... Da, cred că v-am sunat eu din greșeală. Hai, mamă. S-a dat lacrimile de la primele două apeluri. Deja gata. Foale, bă, da. Deja e un vlog reușit. E problemă rău. Hai, de. Ia zi-mi, frate, ce categorie? Tot așa, tot așa ea. Fii atent că sunt, Badam, poate faci numai apă pe aici. Alo? 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 Da, spune. Dar oare v-am sunat eu? Da, nu știu, v-am găsit. Văd că mă sunați acum, da, spuneți. Dar nu știu, poate în legătură cu ceva, bancă după internet am sunat pe mai mulți. Da, de pe internet, probabil, cu animale, ceva. Ce vaci aveți? Vaci, nu, am mai multe vaci, vreo 30 ceva. Dar nu știu ce aveți postat, că nu mai știu exact. Indică am sunat în mai multe locuri. Da, domnul, de pe Bacău, cu niște vaci de vânzare, da? Nu, greșeală de număr înseamnă, n-am sunat până acum. Doamnă. Nu, sănătate, nu am. De cum era să facă tranzacția? Bă, ți-am zis că e bine să suni pe aceeași categorie pentru că ei mai sună. Eu care, de exemplu, eu dacă vând vaci, caut și eu să cumpăr sau ceva, știi? Pe acela, pe aceeași dată. Da, zicea, dă și mie numele. Dar după ce trebuia sunăm la unul, dădea comision că îi făceam lipeala, frate. Ia. Am schimbat un pic, sunăm acum la doi proprietari de mașini, ce să vedem. Vinde, stai să văd, mașini. Ca să știu ce am zic, două unul Audi și unul. Un Passat. Așa, ca să știu un care de ceva ce zic. Ia, gata, că sună. Sper să audă telefonul ăsta, să audă ăsta, 6 sau din chat. Audi-o de aici, așa, din microfonul. Alo? Alo? Aveți un anunț pe OLX cu o mașină? Da. Mai e valabil? Da. Alo? Da. Spuneți. Vă aud. Acum vă aud. Eu vă foarte rău, dar vă aud. Da, vă aud. Acum. Spuneți. Spuneți cu ce vă interesează.
Adriana, ce m-ați sunat? Dar m-ați întrebat dacă am anunț pe internet cu o mașină. Nu vă înțeleg. Nu vă aud. Hai, bă, hai, nu prea s-aude. Am schimbat telefonul al altul vechi, că nu s-auzea și aveam dificultate. Da. Sunam acum după alu Bogdan, am descărcat Alexa și aici. Gata? De da. Volumul la maxim la mine, că nu știu dacă la mare. Ia. Așa mutat. Așa, da, mă. Alo? Alo? Alo, m-auziți? Da, da, da. Alo? Alo? Da. Spuneți. Păi dumneavoastră mă sunareți. Poftim? Dumneavoastră mă sunareți. N-am sunat eu, domnule, ce aveți? Dacă eu acum arăt de fai, nu mă sunat rău. Ok, nicio problemă, la revedere. Ți-au împăcat ăștia. Băi, te dai seama ce... Băi, dacă, tu știi, dacă tu, tu știi cât sună telefonul și ăla zice cum dacă bă, tu mai sunat? Te trezești, să bași la buzunar, răspunzi și zici, băi, ce-am făcut, m-am sunat eu, n-am sunat bă, oare am sunat sau nu? Și cum e aia? Zici, bă, oare, cred că am luat-o ras, da, mă, cred că am făcut și nu mai știu. La Way, scrii Way. Mai dă-i un telefon. Nu mai știi, greu tare să-i scriu pe amândouă în același timp. Gata. Ia. Da. Alo? Mă rog. Nu, mă auzi? Te aud rău tare. Stai așa, stai puțin, te rog, stai o secundă. Da. Alo. 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 N-ai semnal, cred. N-aveți semnal, eu am semnal. Zi, zi. Da, dumneavoastră m-a sunat. Alo. Da. N-o ziceți acum. Pe dumneavoastră m-a sunat. Da, păi eu nu te aud, dar băi sună-mă când ai semnalul, eu nu știu, că nu te înțeleg nimic. Dă-mi-l o leacă pe ăsta, dă-mi-l o leacă pe ăsta. Alo. Lasă-mi-l o leacă pe ăsta. A intervenit și boala lui psihic care are cu farțele astea pe OLX. Ce vindea, ce vindea? Uai, turcan. Hello, how are you? My name is George. Aveți uai turcalet de vânzare? Ok, sper să mă înțelegeți că nu prea abla bine românește și, dar sper să ne înțelegem, dialog. Cam câte aveți? 40. Ok, aveți și mei. Bă, tu o vorbești românește, o nu mai vorbești deloc. Mi-e cere mii de scuze, dar no Romania. My wife, soția in Romania and me England. Anglia. Da. Cât oiu? Cât e mult? Cât costa? 600. Ok. S-a prins, nu? Băi, dar ce vreau să-i zic acum? Ce zice? Vreau să-i zic dacă are oi care călăresc bine. Că am o din asta de porci și vreau să-i ia să-mi sunt bine. Așa sună acum, badam pe porci. Bă, a sunat, a stat zi și noapte așa, mi-e place tare panarama asta. Îmi pare rău și pentru oameni, nu. Bă, na, cer scuze. Îl face și noi. Puțin umor așa, cred că nu se supă nimeni pentru 2 minute. Porc. Unul vinde două scroafe și unul porc de porțelan. Fai, bibelou din ăla, nu? Asta e nașpa, că nu răspund amândoi. Mamă, ce mișto era dacă răspundeam amândoi. Depinde de rețea, nu știu, semnal de... Alo? Alo? Da. Alo? Alo? Da. Da. M-auziți? Da. Alo? Ce am acum? Am intrat toți trei, am văzut toți trei, am vrut. Trebuie să mai zici și alu. Așa se face. Hai să facem așa, să vorbim toți. Ei doi și cu noi doi, patru odată. Gata, m-am găsit. Să vezi ce e acum. Alo? Alo? Alo, m-auziți? M-auzi? Da, v-au, m-auziți? Te-au greu. Stați puțin. Stați puțin așa, că e problemul cu semnalul la mine. Cine e? Nelu? Alo, Nelu sunt. Salut, Nelu. M-am întâlnit cu ciobanul tău. Salut. Spune. Câți ciobani ai, Nelu? 4. 4? Da. Notează, ăsta e unul meu. Dacă e ceva, auzi, dă-mi telefon, mie. Da, auzi, dar ai făcut brânză din asta, ai să poți să trec pe la tine? Rămâne ok, rămâne așa, da? Rămâne așa, nevezi. Hai bine, te-am pupat la c***i, pa. Cine s-a nimerit pe Daniel ăsta, nu cred. Nelu, tu ești eu, Nelu, tatăl Danielu-i la telefon.
nu știu care a fost. Da, tu dai seama că se întâlnește el acum? Păi, dar... Dar cum, bă, că am vorbit, mă? Păi, nerule, dar... nebun, că nu mai suna, băi, nerule. Neserios. Păi, te-am sunat, băi, nu mi-ai zis. Era numărul, să-l vezi acum. Păi, n-am mai l-am închis pe lălalt, că era mai interesant ăsta. A fost de 100 de ori mai interesant, da. Varianta asta, așa. Da, da. Ia, gata, mă, ia. Deci unul vindical și unul două iepuri aici. Alo? Alo? Alo, alo. M-auzi? Da. A, dreacu de telefon, că nu s-aude nimic. Am auzit? Da. Ce? Am văzut anunțul. Mai aveți de vânzare? Da, păi nu dăm mult că fost puse. Calul. N-am cal, am o mânză și o iapă. Păi despre asta, mă rog. Pe iapa m-ar interesa. Aia șargă? Aia, nu știu, n-am fost atent cu anunțul, că mi-a dat cineva numărul în văr de-a meu să vă spun că aveți de vânzare. Uitați-vă în anunț, că acolo sunt și poze cu ei. Aveți poze dezbrăcate cu iapa? Da, vrei poze dezbrăcate cu ea? Da. Da, că o să-ți fac una cu ea. Păi se face, să-mi trimiteți. Aha. Ce-i închis urmă rost, bre, mă? Băi, dar trebuie să-ți lași, mă, închis, da, nu. Dar asta nu poate să abțin, deși ăsta când face din ăsta la telefon nu poate să abțină. Trebuia să-l lași, bă, cu dădea poze cu iapa dezbrăcate, ești nebun, la cam vedeai, nu voiai să vezi tu o iapă. Două mașini de vânzare, aceeași categorie. Hai, poate răspund amândoi odată, mă, ce bine ar fi. Stai să vezi, fii atent cum îi încurc pe ăștia acum, dacă nu, fete. Sunăm două odată, ia. Alo. Alo. Salut. 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 Bună ziua. Spuneți. Alo. Auziți? Da, alo. Alo. În legătură cu mașina este, a fost accidentată? Alo. Vreau și eu aud-le cum se prezintă. Alo. A închis amândoi. Ești nebun, acabi și chești la taximetrie. Alo, colegul pe stradă, am așa, alo, da, și la gară, alo, și bă. Nu mai știau de capul lor, i-am nebunit pe ăștia. Așa, deci avem două Dacii pe fir, da? Două Dacii. Un Logan și 1310 de aia din 2000... 1901, vrei să zici. Da. Care și 2000. Prost. Alo? Alo. Alo, mașina a avut cumva accident? Ce mașină? Dacia, Dacia. Alo? Da. Puneți. Păi m-ați sunat. Eu v-am sunat? Da. Când? Nu știu. Nu v-am sunat eu. Bine. Am mutat și revânzări, fie că de-aia m-a sunat. Da, da, în legătură cu Dacia, dar aș fi interesat dacă ați cărat animale sau chestii cu ea. Gen la piață, de-aia sună și la femei care vând. Aici nu prea poți să intervii, că ai voce de bărbat. Alo? Alo, bună ziua. Ma? Alo? Alo, da. Bună ziua. M-ați sunat? Nu știu cu cine vorbesc. Dumneavoastră m-ați sunat pe mine și eu am niște anunțuri pe OLX. Vă interesează ceva? În legătură cu tine, că nu mai țin minte, am dat prea multe mesaje. Poftim? De ce este vorba? Păi nu știu de ce m-ați sunat. Nu v-a dat dumneavoastră mesaj? Nu vă aud, trimiteți-mi mesaj. Bine. Căcat, s-au înțeles ele... Care-i telefonul la treile aia? S-au înțeles ele acum să-și dea mesaj. Dar cum își dau ele mesaj, întrebarea mea acum? Cum știu ele numerele? Acum una la alta sau aia să-i dea mesaj la aia la alta? Am și o întrebare. Le dăm noi de la una la alta. Dar vezi că mai numerești tu un din ăsta nebun care a dat o grămadă de mesaje. Uite mă că a scris Andra. Ce a scris? Ia fiată. Bună ziua, nu-mi dau seama despre ce am vorbit cu dumneavoastră. Îmi puteți aminti, vă rog, primesc multe telefoane și nu mai amintesc. Despre vibratoare. Zi așa, zi vibratoare, badar. Acum așteptăm să vedem ce zice Andreea. Vă zicem și vouă dacă... Ce-a zis? Ah, mi-am amintit acum. Nu te cred! Băi, nu cred! Ai găsit două fete, da? Tot două fete. Hai să vedem dacă răspund. Aici ți-am sinat și parcă nu putem să vorbim noi. Da, n-ai, trebuie să... Alo? Alo? Alo, da? Alo? Alo, nu mă auzi? Alo, mă rog. Mă auziți dumneavoastră? Da, vă aud, mă auziți? Da, sigur că da. Acum da. Vă rog, vă ascult. Dumneavoastră m-ați sunat. Imediat verific, numai puțin. V-am sunat pe numărul acesta de pe care m-a sunat acum? Nu v-am sunat eu, da? Dumneavoastră m-ați sunat. Eu doar am răspuns.
v-am întrebat dacă v-am apelat mai devreme pe numărul acesta de pe care mă sunați acum. Nu. Pe un număr cu 202 la final? Nu. Eu am 289 la final. Ați făcut vreo comandă pentru produse cosmetice? Nu. Cam apelat într-adevăr mai devreme câțiva clienți și nu știu exact pe ce nume ai făcută comanda să pot căuta. Nu eu. Bine, la revedere. Bă, dacă zicea aia da, un da, atât trebuia să zică. Gata. Dacă-ți firmi, ți închid imediat că au toate astea înregistrate. Acum dacă răspund în același timp, dacă nu... Da, aici e cam dificil cu fel. Alo? M-auziți? Da. Am închis ca să pare că s-a întrerupt, știi? Nu, caut, că nu-ți răspunde aia, doamne. Nu-ți răspund, eu zic că nu-ți răspund. Alo? Alo? Nu vă aud. M-auziți? Nu. Cred că sunteți pe speaker. Nu, eu nu vă țin pe niciun speaker. Haideți încă o dată să încercăm. Acum parcă aud mai bine. Dar vorbesc cu un bărbat sau cu o femeie? Vorbiți cu o femeie, dar cine sunteți și pe cine căutați? Păi dumneavoastră m-ați sunat. Nu, eu n-am sunat pe nimeni. Mai verificați o dată. N-am sunat pe nimeni. Poate din greșeală. Se simți ofensat aia la alt discut. Vorbiți cu o femeie, nu cu un bărbat. Auzit pocea mea, cred că m-am gol. Vai, mă. Urât asta, să zică cineva așa o femeie. Gata, ăsta o să fie ultimul apel. Tot la două femei sau ce-am făcut? O să fie gen ultima încercare. Dacă răspundeți, dacă nu, o să mai facem un singur apel. Dacă nu vlogul, dacă e ok. Bun, ca să știți și voi așa, și-am sunat. Alo? 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 Bună ziua! M-auziți? Vă aud. Alo? Alo? Da. M-auzi? Da. Cine este la telefon? Dar nu știu, eu am sunat. Dumneavoastră ați sunat, da. Nu știu, că acum mă uit să văd dacă am apelat eu numărul, dar nu mi-apare numele. Dumneavoastră, clar ați apelat. Ok, este o greșeală. La revedere. La revedere. Vai, mamă. Vai, lăbăbătăn. Au fost, băi, am râs. Au fost unele pe bune. Dacă abia aștept să editez vlogul și cel mai tare să râd. Ăsta penultimul mi s-a părut și ăsta. Doar faza aia. Bă, nu vă supărați, vorbesc cu un bărbat sau cu o femeie. Dacă zici tu ca bărbat unei femei, poate zici că e glumă, dar femeie cu femeie... Începea cearta și scandalul de aici. Jignirii, ca o jignire, așa. Băi, m-am super distrat la vlogul ăsta și o să mă distrez și de seara când îl editez, o să mă distrez super tare, pentru că atunci o să fiu atent la ce se întâmplă. Da, noi acum mai mult suntem cu cel puțin loc, dar nu ați văzut că el o dă râs imediat. Nu pot să mă abțin, credeți-mă pe cuvânt. Mi-e plac tare astea, mă bufnește râsul imediat. Cred că este printre preferatele mele. Printre vlogurile mele preferate, nu știu, am râs copios. Ăsta a fost vlogul nostru cu farse pe OLX. Dacă vrei și partea a doua, trebuie să strângem 20.000 de like-uri la acest vlog. Deci puneți pauză și apăsați butonul de like acolo. Ne vedem cu partea a doua la 20.000 de like-uri. Ăsta a fost vlogul, fraților, noi am râs. Sper că râdeți și voi acolo în spatele telefonilor, în fața televizorilor și așa mai departe. Danu, Bogdan, vă pupăm și vă respectăm, fraților. Ceau! Voi ce sunteți? Bărbați sau femei?